Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus Punctul pe I, o emisiune extrem de interesantă vom avea în această seară, asta datorită invitatului de aici din platou. Este vorba despre domnul George Sava, fost prefect și subprefect al județului Buzău, cel care ne-a reprezentat cu succes în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. O să vorbim în această seară despre această reprezentare, dar înainte de toate, bună seara și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara, noastră, telespectatorilor noastră, și mă bucur că am revenit și sper că data asta tot cu vești bune despre ceea ce interesează în principal zona rurală și zona montană a județului Buzău. Și ca să facem mai multă lume curioasă, vă spun bine ați revenit acasă și sper din tot sufletul să rămâneți cât mai multă vreme, pentru că iată, avem nevoie de oameni de calitate. Mulțumesc, mulțumesc. Domnule Sava, aș vrea foarte mult să dezvoltăm un subiect despre care mărturisesc nici eu până în aceste zile nu am știut mare lucru. Sunt convinsă că niște spectatorii noștri nu știu foarte multe, dar tocmai pentru acest motiv venim în această seară în fața oamenilor să vorbim despre comitetele de masiv, dezvoltarea zonei montane și a satelor românești din zona montană. Ce înseamnă acest lucru? Dar înainte de a vă da dumneavoastră cuvântul, vreau să le spun telespectatorilor noștri că dumneavoastră, în calitate de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ați reușit să introduceți în zona montană 27 de localități din județul Buzău. Asta înseamnă că sunteți într-adevăr avizați să vorbiți despre acest subiect. Da, într-adevăr, am reușit ca urmare a unor discuții și a unor norme tehnice pe care le-am aplicat pe deplin și în cazul județului Buzău, ca într-adevăr să mărim numărul inițial de localități din zona montană a județului Buzău, să le ducem la 27, din care chiar și două orașe, respectiv Pătrălacele și Nehoiu, întregind într-un fel sau altul chiar adevărată zona montană a județului Buzău. Ce înseamnă pentru aceste 27 de localități introducerea lor în zona montană? Trebuie să plecăm puțin de la perspectiva europeană. La nivel european și în special plecând de la o practică a regiunii tiroleze, unde atât Italia cât și Austria au reușit într-un termen destul de scurt să implementeze un anumit tip de dezvoltare în zona montană. De acolo, prin forumul montan european, din care la un moment dat făcea parte și profesorul Rei și academicianul Rei, care și-a adus o contribuție deosebită în strategia zonei montane europene, nu numai românești sau cea carpatică, pentru că vorbim și de o zonă montană carpatică, o convenție carpatică la nivelul european. Acest comitet european al muntelui a reușit să impună pe agenda Comisiei Europene pentru următorul exercițiu bugetar, ca să spun așa, un sistem de finanțare a investițiilor în zona montană distinct, separat față de celelalte investiții care se vor face în zona agricolă. Deci, dacă noi în România vorbim de Programul Național Strategic pe Agricultură, în cadrul acestui program național strategic se dorește și în România să fie un program strategic național pe agricultură, special pentru zona montană. Dar și aici vă întrerup eu două secunde și aș vrea să subliniez un aspect. Dacă orașele din județul Buzău s-au dezvoltat, și mă refer aici poate chiar la nivel național, s-au dezvoltat cât de cât. Dacă zonele de șes au început cât de cât să se modernizeze câte un pic, din păcate, în zonele de munte, și acum mă refer strict la zona montană a județului Buzău, parcă s-a rămas în urmă cu câțiva zeci de ani. Trebuia un organism care să ia cumva niște măsuri astfel încât să se poată întâmpla ceva și acolo, să se miște cumva lucrurile și în zona montană. Să știți că tot acest concept european a apărut exact ca o necesitate a unei egalizări a dezvoltării în astfel de zone, cu zonele de șes, unde într-adevăr infrastructura se poate dezvolta altfel, unde investitorii vin altfel. Alta e să ai un oraș lângă o autostradă sau un drum european. Va fi mult mai ușor să atragă investitori. Este mult mai greu pentru un oraș de munte, pentru un oraș de la Nehoiu, de la Pătârlagele, să aibă aceeași, cum să spun, întâietate în fața investitorilor, care vor căuta întotdeauna niște căi de acces facile.
pe lângă facilitățile fiscale pe care le-ar putea oferi un județ sau o localitate, sunt și aceste facilități de transport. Și asta cântăresc foarte mult. Ei, într-adevăr, plecând de la această chestiune europeană, s-a încercat să se sprijine și să încearcă să sprijine cât mai mult zona de munte. Noi avem o problemă, cam toată Europa de Est, trebuie să o recunoaști, mai puțin Polonia și, să zicem, Cehia și Slovacia, care au intrat într-un altfel de economie de piață. În schimb, din Bulgaria, din România, dar și din Ungaria, au fost foarte mulți tineri și, în special, în aceste zone de deal și de munte, care, în căutarea unui trai mai bun, au plecat. În primul rând au plecat către orașele din Șes, unde era industrie, iar în momentul în care s-a reușit să deschidă granițele către Uniunea Europeană, îi știm unde s-au dus cu toții. Și, din păcate, nu se mai întorc. Din păcate. Ei, în momentul ăsta, organismul european al comunității economice europene a zis, domnule, trebuie să facem ceva, dispar satele. Ne mândrim cu ele, ne place la munte, ne place la sat, dar nu le vom mai avea. Și atunci s-a ajuns la această înțelepciune, aș vrea să spun, care la noi a început să fie materializată în primul rând prin această lege a muntelui. Legea muntelui în care Ministerul Agriculturii în 2018, cu echipa care avea acolo, cu parlamentarii care au lucrat, inclusiv de la noi, de la Buzău, aici, parlamentarul Păle Dănuț, care trebuie să spunem, a avut un rol foarte activ și în zona acesta, zonei montane, dar foarte mult în cealaltă zonă a zootehniei. Și pentru asta merită să-și primească respectul cuvenit domnul Păle. A apărut această lege, așa cum spuneam, a muntelui. A fost începutul. După aceea a urmat ordinele prin care, într-adevăr, stabileam criteriile de încadrare în zona montană a localităților. Bun. Vorbim despre dezvoltarea zonei montane și a satelor românești din zona montană. Am stabilit de la începutul emisiunii că avem 27 de localități din județul Buzău incluse în această zonă. Dacă ne-ați putea enumera câteva dintre ele, asta și mult. Vrea să facem la acest moment, pentru că de foarte multe ori au fost foarte mulți care au întrebat, domnule, ok, am înțeles, dar noi nu știm, suntem sau nu suntem în această zonă. Și aș începe, așa cum spuneam, cu cele două orașe, Pătârlagele și Nehoiu, după care urmează Bisoca, Bozioru, Brăiești, Buda, Calvin, Cănești, Cătina, Chiliile, Chioșdu, Cislău, Colți, Cozieni, Gurateghii, Lopătari, Măgura, Mânzălești, Odăile, Pănătău, Pardoș, Sărulești, Scorțoasa, Siriu, Valea Salcei, Vintilă-Vodă și Viperești. Acestea sunt localități. Cam toată zona de munte. Așa cum spuneam, am cam închis prin toate demersurile făcute la momentul respectiv toată zona montană, ceea ce și e normal să fie. Așa cum și la Vrancea sunt celelalte localități care, într-adevăr, deservesc și fac parte din zona montană, a Vrancei sau la Covazda. Pentru că, trebuie știut, noi facem parte dintr-o structură a zonei montane, Centrul de Dezvoltare Montan, care își are sediu la Nistorești, la Vrancea. Mai are un oficiu la Nehoiu, pe județul Buzău, și încă unul la Covazna și Sfântul Gheorghe, pe județul Covazna, de fapt, nu la Covazna, la întorsura Buzăului, mă scuzați, și la Sfântul Gheorghe. Vreau să stabilim de la bun început ce înseamnă comitetele de masiv și după aceea o să vă rog să mergem pe dezvoltarea zonei montane, pentru că vreau să aflu și să le explicăm telespectatorilor noștri care vor fi liniile pe care se va merge în dorința aceasta de dezvoltare. Ce sunt comitetele de masiv și de ce a fost nevoie să fie ele înființate? Mai pe înțelesul tuturor, exact, că n-aș vrea să intrăm în partea academică a lucrurilor sau în partea de tehnică legislativă sau de norme legislative. Acest comitet de masiv pe grupa de munți, pentru că avem 9 grupe de munți la nivelul zonei montane naționale, Buzău face parte din grupa sudică, în care sunt prinse în acest comitet de masiv Buzăul, Vrancea, Covazna, Prahova și Brașovul. Adică avem, zicem noi, aș vrea să ne lăudăm, ca în cea mai frumoasă zonă turistică și ușor accesibilă a României. Sunt sigur că și celelalte zone ușor vor deveni accesibile, dar acum e o chestie de mândrie locală, ca să spunem așa. Aceste comitete de masiv sunt niște organisme formate atât din reprezentanții autorităților publice, aici vorbesc de
primarul cele mai mari localități din județul Buzău, să zicem, care face parte din zona montană. În cazul nostru avem orașul Nehoiu, care are cel mai mare număr de locuitori dintre toate localitățile care se află în zona montană. Covazna tot la fel, va avea o altă localitate, Brancea la fel, Brașovul la fel, Prahova la fel. Deci în acest comitet de masiv al grupei de sud, care are o componență de 31 de membri, vor face parte, așa cum spuneam, în primul rând, acești primari ai celor mai mari localități din zona montană. Avem un reprezentant al Consiliului, fiecărui Consiliu Județean din cele 5 județe. Un reprezentant al instituției prefectului din cele 5 județe. Avem doi reprezentanți ai organismelor civile, a ONG-urilor, ca să spun așa, care au activitate pe zona montană. Acești doi membri vor fi aleși de ONG-urile din toate cele 5 județe care intră în comitetul masivului partea sudică, așa cum spuneam, grupul sudic. Vor fi propuși și ulterior aleși. Vor fi propuși și se vor face alegeri. În toată chestiunea asta se implică Agenția Zonei Montane prin directoarea Zonei Montane Veronica Baciu-Țăranu și domnul subsecretar de stat Fițiu de la Ministerul Agriculturii, doi oameni care au habar de munte, înțeleg zona montană. Tot din această structură a zonei, a comitetului de masiv, fac parte inclusiv oameni de afaceri care sunt propuși de Camera de Comerț și Industrie din toate cele 5 județe, își vor alege un reprezentant care îl vor trimite în acest comitet de masiv. De asemenea, din aceste comitete de masiv fac parte reprezentanți la Ministerul Agriculturii, Ministerul de Învățământ, de fapt ISJ-ul local, de la Jandarmerie, de la Mediu, de la Garda de Mediu, toate organismele care într-un fel sau altul au legătură cu zona montană, cu mediul din zona montană, cu dezvoltarea zonei montane, cu protecția zonei montane. Că vorbeam de învățământ, ce rol are învățământul în chestiunea asta? Nu. Are cel mai mare rol, pentru că copiii noștri trebuie să redescopere, mai ales în momentele când discutăm de scoaterea geografiei și istoriei din programul obligatorie, le facem opționale, ceea ce este o mare nebunie și probabil că vom avea timp în alte emisiuni să discutăm de un atac la identitatea, până la urma urmei, națională. Să scoți geografia drag, unui stat și istoria să o faci opțională este o nebunie. Nu știu cum pot să mai meargă pe drum oamenii care gândesc așa ceva. Ei, copiii vor avea un rol deosebit până la urma urmei să meargă să cunoască munții și să își dorească să ca munții așa să aibă sate puternice, sate în care să vină să cazeze, să învețe multe alte lucruri. Buzoienii care ne privesc acum și care știu că, mă rog, de-a lungul timpului România așa a funcționat, odată cu înființarea unor noi organisme se vor găsi imediat și doritori pentru ocuparea acestor funcții, am o veste foarte proastă. Vestea foarte proastă este că, deși la Buzău, Buzăul care face parte, iată, din grupa sudică, din Comitetul de Masiv pentru Grupa Sudică, sunt 31 de membri și toți vor desfășura activități cu titlu gratuit, adică nu vor fi plătiți. Mie mi se pare absolut genială treaba asta. Ce vor trebui să facă membrii comitetelor de masiv? Și vă adresez această întrebare pentru că știu că problemele din zona de masiv sudică diferă de cele din zona nordică, din grupa Făgăraș, Parâng și așa mai departe. Așadar, ce vor trebui să facă? A spus bine, sunt într-adevăr foarte multe nuanțe diferite în zona și dezvoltare. Chiar în zona sudică, gândiți-vă că avem o Prahova și un Brașov foarte dezvoltate din punct de vedere al turismului montan. Venim cu o Covazna care este intermediar, da, care dezvoltă la ora actuală un turism și cu sprijin local și cu sprijin extern și cu sprijin european, dar îl dezvoltă, beneficiază și de natura care le dă iarnă mai multă, zăpadă mai multă și știm că mergem la Pârtii mai nou în zona Covazna, nu mai mergem la Brașov pentru că găsim și la Covazna deja niște pârtii amenajate, e empiric, dar este pentru început și este bine. E, și venim pe zona aceasta altă, Buzău și cu Vrancea, care, deși s-au făcut niște pași micuți în ultimii ani, suntem deficitari față de ceilalți. Același lucru îl privim când ne uităm spre zona Făgărașului, unde sunt zona Sibiului și toate celelalte care sunt în acel arc carpatic, în care, într-adevăr, zona montană stă mult mai bine la turism, la dezvoltare. În felul ăsta știm foarte clar că nouă, în zona sudică, la Buzău și Vrancea, ne trebuiesc măsurile astea urgent luate ca să putem accesa fonduri naționale, fonduri europene, să atragem turiști, la Covazna trebuie să facem asta,
Iar pe Prahova și pe Brașov trebuie să facem asta. Dacă ar fi din punctul meu de vedere și cu un discut și cu colegi care sunt mai specialiști ca mine și care oameni au făcut lucrurile astea de zeci de ani, sunt specialiști în tocmirea de proiecte europene, oameni care știu problemele pe fiecare localitate, pe fiecare UAT. Eu aș încerca, așa cum s-a dirijat din Programul Național Strategic, să dorește dirijarea unor sume exclusiv pe zona montană, am dorit ca o parte din aceste fonduri să ajungă într-adevăr spre județele care nu au dezvoltat, din vari motive, nu le comentăm aici, o rețea turistică așa cum trebuie. Pentru că trebuie să înțelegem un lucru. Zona montană și buzoiană și vrânceană și covăzneană se vor dezvolta numai dacă investim în ea. Altfel, nu se vor dezvolta. Care sunt caracteristicile zonei montane în partea noastră, în munții Buzăului? Și care ar fi problemele cu care ne confruntăm și pe care ar trebui să le depășim repede? În primul rând, avem lipsa forței de muncă. Corect. Zona montană nu mai are forță de muncă pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, a emigrat sau a migrat. Depinde cele două fenomene. Mai avem problema accesibilității. Deși în ultimul timp, prin Consiliul Județean s-au făcut demersuri și drumurile județene au reușit să aibă o anumită utilizare și putem ajunge mai repede în anumite zone și asta e un lucru bun, sunt și câteva localități care au reușit să facă într-adevăr niște drumuri bune în interiorul lor, dar cea mai mare parte a zonei montane rămâne neaccesibilă sau greu accesibilă unor turiști. Vor ajunge niște turiști care își permit să-și ia o mașină de off-road, să ajungă în respectivele locuri în care noi vrem să le facem accesibile. Dar dacă nu au asemenea mijloace, ce vor face? Ce mai o să spun, o să o ia pe jos. E destul de greu, turistul din ziua de astăzi este mai pretențios. Sunt o parte care merg pe jos și nu este nicio problemă. Cei mai mulți vor să se dea jos din mașină la fața locului, să admire lacul Mocearu sau chiliile în piatră de la Boziorul Colți, după aceea să se ia mașină să plece iar. Nu este vina lor, ăsta e trendul peste tot. Da, îmi spunea cineva că în Yellowstone, în Statele Unite, la marginea acelui parc național deosebit, oprești mașina de acolo încolo, doar mașinile electrice poate să mai meargă, sau căruțele sau cai, atât, nu mai intră. Este o chestie construită în zeci, chiar sute de ani acolo. E destul de greu la ora actuală să o implementăm, dar va trebui să o implementăm și noi la Buzău. Mai avem o altă problemă, nu reușim să ne facem cunoscut așa cum trebuie și noi și Vrancea cu adevărat valorile zonei montane. Avem foarte multe tradiții, avem foarte multe tradiții culinare și aici o să vorbim într-o altă emisiune de punctele gastronomice locale. O chestiune extraordinară pe care acum două săptămâni le-am aprofundat în zona Sibiului, la Gura Râului, la Poplaca sau la Sadu, la Cămara Tincuției, care e una din pionerele, ca să spunem, sau pionierii acestui tip de punct gastronomic local. Masă servită în casă țărănească. Și pot deveni model de bune practici atât bune practici în Buzău, și câștig cât pentru și, ca să spunem, locuitorii de la sate. Da, vreau foarte mult în continuare să vorbesc despre dezvoltarea zonei montane și a satelor românești din zona montană, cum se poate face acest lucru, însă luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră. Mai vreau să punctez înainte de finalul primei părți a emisiunii noastre, domnule Sava, faptul că eu una consider că sunteți extrem de îndreptățiți să dezvoltați un asemenea subiect. Știm cu toții că înainte de a fi prefect, înainte de a fi subprefect, înainte de a fi reprezentant în Ministerul... Fost jurist al Ron Silva, da, copil al muntelui. Ați fost copil al muntelui, da, și am rămas în continuare. Crescut la munte, la Colți. Și probabil că de aici și pasiunea și dragostea pentru această zonă și speranța că încă se mai poate face ceva pentru zona aceea. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră.